Chiar dacă nu este nașă pentru prima oară, Alessia Elena este chiar prima finuță a Oanei Roman. Pe orice femeie încearcă un sentiment foarte frumos în momentul în care botează o fetiță sau un copil și... Eu cu Alessia mă înțeleg foarte bine. Avem așa de la început, de prima oară când ne-am întâlnit, am avut așa o afinitate și e foarte cuminte la mine, râde tot timpul. Părinții au avut cele mai mari emoții. Fostul fotbalist Cristi Coanda a ales numele, iar Elena Huianu a căzut imediat de acord. Sincer, a fost chiar o alegere grea. Ne-am gândit foarte mult și până la urmă am pus și eu un nume, am ales eu un nume și ea una. A doua zi după ce s-a născut a ales numele el. Eu nu știu de la început. Am constrâns și acolo aveam vreo 2-3 nume și unul din ele l-am ales până la urmă. Și l-a ales că semnificația numele este fata lui tata. Oana Roman nu a nășit singură, ci alături de mai tânărul ei iubit. Nașa s-a ocupat în schimb de tot ce ține de botez. I-am luat un opișterie din aur și am cumpărat un suport special pentru certificatul de naștere din argint și o ramă foto, gravate cu numele ei și diverse alte haine și așa mai departe. Prezentatoarea TV își dorește și ea un copil, așa că e decisă să devină mămică. Cum o vrea Dumnezeu. Adică se lucrează. Da. Ceremonia religioasă va fi urmată de o petrecere la care vor participa 100 de persoane.